Suntem în direct, doamnelor și domnilor, suntem în livingul Casei Mireasa, asta înseamnă că avem votare și cum fetele sunt alături de mine, astăzi fetele vor vota un băiat care va pleca pe loc. Spun acest lucru și pentru băieții care se uită în platou la noi și cu siguranță au intuit că este vorba despre o votare de băieți. Însă, ca votul să fie unul real și să nu se gândească ele că hai că-l votez pe la care are imunitate și sigur e în top sau așa, înainte o să vă citesc topul băieților și veți nominaliza dintre băieții care nu au imunitate, da? Bogdan, te rog să-mi aduci topul. Mulțumesc! Hai să vedem care sunt cei trei băieți care au imunitate și care, evident, nu pot fi votați astăzi de către fete. O să începem cu locul al treilea. Pe locul al treilea este... Liviu. Felicitări, Liviu. Te rog. Vreau să mulțumesc foarte mult pentru această... votare, pentru că mă susțin, pentru că sunt aproape de mine. Vă pup și vă iubesc. Pe locul al doilea, cu imunitate, îl găsim pe... Ștefan. Felicitări, Ștefan. Mulțumesc. Vreau să vă mulțumesc pentru toată susținerea și pentru toată lumea care este cu mine și cu Maria. Mulțumesc. Iar mirele săptămânii este... Cristian. Te rog să te duci să-l anunți și să-l trimiți și să-l trimiți, mă rog, adu-l aici și apoi să-l trimiți în casa, în platou. Bun. Doamnelor, domnilor, dragile mele, băieții pe care îi puteți vota, o să anunț, o să refac anunțul acesta și când se întoarce și Antonia să știe și ea. Sunt următorii și mă uit în platou ca să-i văd. Dani, Alexandru, Dediș, Valentin și Albert. Aceștia sunt cei cinci băieți care în acest moment nu au imunitate și pe care puteți să-i votați astăzi, da? Imediat aștept să vină și Antonia să-i spun același lucru. Te rog, Antonia, te rog să te grăbești un pic. Și Cristian. Și doamna Daniela unde este? E aici? Ok. Cristian, felicitări pentru că ești mirele săptămânii. Nu o să părăsești astăzi emisiunea. La fel, doamna Daniela, o să rămâneți alături de Cristian. Vrei să le transmiți ceva celor care te-au votat? Da, vreau să vă mulțumesc mult de tot. Există de fiecare dată o karma și mă bucur că acesta a fost momentul adevărului, așa cum a spus și mama, așa cum a spus și Antonia. Vă mulțumesc încă o dată, vă mulțumesc tuturor oamenilor care o susține și doamnelor care o susțineți pe Antonia. Mulțumim! Și sunteți minunați. Vă mulțumesc maxim. Cristian, doamna Daniela, o să vă rog să mergeți în platou. Antonia, te rog să te duci la masa de votare și te rog să te concentrezi un pic la mine, că ești dispersată în momentul ăsta. Votăm dintre următorii băieți. Valentin, Alexandru, Dediș, Dani și Albert sunt cei cinci băieți care în acest moment nu au imunitate. Așadar, fetelor, criteriile le știți voi. Poate că nu vi se potrivește vouă, poate că nu și-a găsit pe cineva, poate că nu vă place, poate știți deja care sunt criteriile după care votăm în Casa Mireasa, iar cel care va fi votat, evident, în majoritate, va părăsi astăzi emisiunea. Bun. Gata? Cristina și Maria? Mulțumesc. Antonia, gata? Mulțumesc, Iuliana. Elena. Adriana. Delia și Laura încă se gândesc. Delia a votat.
Laura, te așteptăm. Ia-ți cât timp ai nevoie, dar nu foarte, foarte mult. Bun. Acestea fiind spuse, am aici voturile fetelor.